Momentul de față am parcurs începutul. Acum o să fie domnul profesor Radoș Pamfăr Gati, membru al Academiei Oamenilor de Știință, care va intra în meritul problemelor. Apropo de ce a însemnat această Constituție pentru cei 27 de ani care vă spuneam mai devreme. Deci a influențat foarte mult bunul mers al societății românești. Cine v-a spus atunci, în 1938 România a ajuns la un record economic și care culmea, poate multul și de noi, că în anii de război i-a mers mai departe în ascensiune. Până în 42, toată economica României a mers foarte bine. Și datorită acestei Constituții. După economie funcționează toate celelalte instituții, toate celelalte segmente ale societății. De aceea am atras atenția că a fost benefică în organizarea de plină a statului nou român, România Mare, care cuprindea toate teritoriile, din păcate, să avem, mă rog, lipse câteva, dar sunt încrezător că puțin timp, nu știu cât vrea Dumnezeu, până la urmă, trebuie să vor întoarce la patria mamă, adică la România noastră. Domnul profesor, aveți cuvântul. Înalți presfinția voastră, excelența voastră, prințe, înalt prezidiu, onorat auditor, a luat cuvântul înainte de o zi cu sărbătorirea Constituției în țara noastră, este o sarcină dificilă, mai ales că am un dușman extraordinar și anume timpul. În câteva cuvinte trebuie să sintetizez ceea ce s-a întâmplat în mai bine de 100 de ani. Vedeți dumneavoastră, excelența sa, prințul Nicolae, a spus o serie de lucruri legate de această Constituție. Se spune că ar fi fost adoptat proiectul lui Ionel Ice Brătian. A fost un om politic extraordinar, pe care l-am auzit lăudat. Dar, în ceea ce privește rolul lui în crearea Constituției, aici trebuie puse lucrurile la punct, deoarece Constituția a fost creată de o întreagă comisie de juriști în frunte cu profesorul Disescu. Nu este o creație. Brătianu, ca premier, a acceptat ceea ce a propus premier, dar nu a creat el. Vedeți, au fost aici o serie de probleme, nu le reiau pe cele spuse înainte, ci altele, cum a fost problema bogăților subsolului. Și aici a fost o discuție întreagă între Mărzescu, prieten cu Brătianu și unul din mari juriști și oameni politici liberali, un om de între Maghiloman, care la rândul lui era iarăși un mare jurist și un om cu o calitate de orator rar întâlnită, și discuțiile cu Boilă, cu Maniu, din partea Național Țărănii, din partea Partidului Național din Transilvania. În fine, mai intervenea Stere, care n-a avut un rol deosebit în această privință. În final s-a conchis că bogățiile subsolului rămân ale statului și numai uzufructul acestora poate să intre în proprietatea celor care dețin terenul.
este o chestiune care se discută mult timp și încă se mai discută și astăzi pe plan internațional, deoarece e problema bogățiilor subsolului, bogățiilor straturilor de metal care există în zona roșie montană și așa mai departe. Sunt o serie de lucruri legate de bogățiile subsolului. A doua mare problemă care s-a discutat și se discută este aceea a statutului religios al Bisericii Ortodoxe de la noi. Și s-a pus problema aici cu deosebită tărie, deoarece s-a ținut seama de ce s-a întâmplat în Rusia. Nu uitați că în Rusia, în timpul Marelui Țar Petru I, în 1922, era desființat patriarhia și a trecut toată puterea bisericii în mâna sinodului. De-abia între 2 și 5 noiembrie 1917, liderul bolșevic Iosif Vissarionovici Giugașvili, poreclit Stalin, a reînființat patriarhia, redând puterea patriarhului Fiodor, care devine patriarh al celor trei Rusii și arhiepiscop al Moscovei. Este o chestiune care trebuie discutată și din punctul de vedere al titulaturii. Este o chestiune care și la noi trebuie discutată, pentru că la noi abia în 1925 se ajunge la crearea patriarhiei, care este autonome. Este autonome deoarece, într-un anumit sens, este dependentă de patriarhia ecumenică. Este o discuție întreagă în legătură și cu reorganizarea teritorială. De ce pun problema reorganizării teritoriale cei care au făcut noua Constituție? Deoarece acum, după Primul Război Mondial, când s-a ajuns la unirea unei părți a pământurilor locuite de români, România devine rotundă ca o pâine care stă pe masă. Dar are aici o serie de terenuri cu administrații deosebite. Banatul și Maramureșul. Banatul și Maramureșul aparțineau direct de Viena. Crișana și Bihoul aparțineau de Budapesta. În ceea ce privește Basarabia, ea aparține de oblasturile de la Odessa și de oblasturile de la Kiev. Sunt două chestiuni care sunt deosebite. Și aici trebuie ținut seama de ce se întâmplă și de reorganizarea pe județe a întregului teritoriu al României, a felului în care se creează cărțile de proprietate, pentru că în Imperiul Austro-Ungar erau cărțile fondoare, la noi erau cărțile de judecată, ceea ce altceva, altă organizare, alt mod de păstrare al actelor.
de multe ori trebuie să se recurgă la actele bisericii. Se pune pentru dumneavoastră întrebarea cum se ajunge la recunoașterea vechimii orașului București datorită unui act de judecată care este găsit întâmplător. Sunt o serie de lucruri care trebuie surprinse în această discuție. Este o sarcină foarte dificilă pentru profesorul Bisescu, care este ajutat de alți mari juriști, de Mârzescu, de Meitani, de Danielopol. Toți sunt juriști de înaltă clasă care știu să pună probleme. Să pune problema votului femeilor, a capacităților de acțiune, să dă în oarecare măsură dreptul de vot al femeilor, ceea ce este un moment de progres deosebit pe plan european, pentru că România merge înainte de alte state, considerate vechi democrații, Franța, Anglia, Spania, mă rog, aici chiar și față de Italia, trebuie aici să vă gândiți la problema raportului, nu numai temporal, ci și a raportului moral, a rolului pe care îl joacă femeia în societate, a dreptului care îi se dă ei din punctul de vedere al capacității. Pentru că ea poate să acționeze în legătură cu proprietatea ei, numai cu acordul soțului. Sunt toți militarii. Se pune problema dreptului pe care îl au ei de a participa la viața politică. E prin Constituția aceasta nu li se dă voie. Se pune problema cât timp durează această Constituție. Merge până în 1938, februarie 1938, când regele Carol al II-lea, cu ajutorul unui mare jurist, avocatul Stratenicescu, reformulează Constituția, ajungând la sfârșitul lui februarie, să dea o nouă Constituție despre care s-a spus ca o legendă că a fost elaborată într-o singură noapte. Este o Constituție de dictatură, 140 de articole. Regele impune acolo conducerea sa în formă nelimitată. Dar nu rămâne mult nici aceasta. Ea plecarea regelui, pe care unii o prezintă ca o abdicare, nu este o abdicare. Este o plecare din țară cu încredințarea dreptului de conducere a statului către mareșalul Ion, către mareșalul Ion Antonescu și a drepturilor de conducere a casei regale bunicului prințului Nicolae, regelui Mihai I. Este o altă situație. Situație care nu trebuie privită, pentru că nu a fost înscris nicăieri ca o aplicare. Regele n-a scris în actul lui de părăsire a țării o abdicare. E o încredințare a conducerii
treburilor statului, care o face printr-un act oficial, 6 și 7 septembrie 1940. Trebuie să ținem seama de asta. Ei, și totuși trebuie să se revină la Constituția din 1923 atunci. Se revine clar la Constituția din 1923 în 1945. Acceptă comuniștii această situație pentru că n-aveau altă. N-aveau ei niciun jurist care să poată să facă o Constituție bună și acceptă. Cine s-o facă? Lucrețiu Pătrășcanu, Petre Marcu, supranumit Petre Pandrea, n-aveau această capacitate. Nu puteau să facă această situație. Ionașcu, departe de el asemenea posibilitate și putere. Se ajunge la silirea regelui să abdice. Este un act de forță, un act de forță impus regelui Mihai de către Gheorghe Udeș și de către Petru Groza. În 30 decembrie 1947 și se ajunge la o nouă Constituție în 1948, o Constituție de model stalinist care e cu totul acela. Cu asta se încheie o urmărire a Constituțiilor democratice din România, care au avut practic o viață scurtă între 1923 și 1948. Eu personal spun că au fost cele mai democratice Constituții pe care le-a avut țara noastră. Și mă rog pe Dumnezeu, ca un bun creștin, care am fost totdeauna, și în alt preasfinția sa, poate să-mi stea mărturie, că totdeauna am respectat biserica și cuvântul lui, și mă rog și acum, Constituțiile să fie la noi cât mai democratice. Doamne ajută și să dea Dumnezeu cu binecuvântarea Domnului, să mergem înainte. Vă mulțumesc.